Ăsta, tuc-tucul. Asta nu e roșu, mă. Ba da, e roșu. Aia e roșu. Roșu e. Fiecare aveam o culoare. Noi aveam roșu și n-am dat seama că este a noastră. Măcar atâta să ne prindem și noi. Lasă că pun eu acum. Pune-te tu, că tu ai aici mai mult. Tu unde să mă tragi tu pe păi mine, tu nebună? Poate, lasă-mă. Mergem drept înainte acum. De unde ne am urcat? Venea ghidonul ăla aici la genunchi. Deci că era mursuleț din circ. Nu, n-ai cum, asta merge într-o parte, stricată asta, dă a coborât Vica și zic, dă-te că mă urc eu, că zic... Duc eu rucsacele și tu mergi lângă mine. Duc eu și tu mergi lângă bicicletă, măcar că ea zicea că e foarte greu, că e greutatea mare sau nu știu ce. A, uite asta, se ducea dracu! A! Nu venea să cred, zicei că e o glumă proastă. S-a blocat. Trăgea într-o parte! Era defectă, era, avea ceva, o problemă, adică numai nouă ni se putea întâmpla așa ceva, n-ai cum. Am luat-o și e mers așa. Cum dormea așa, zice că m-am plictisit groaznic? I-am dat cu pasta de dinți pe batic. S-a scărpinat, a luat un pic pasta de dinți, a făcut așa și s-a culcat la loc. Am mirosit, am crezut că e vreo gumă de mestecat, știi, în cap, dar n-am de nimic, am zis, las pe eu după aia. Gumă în cap, gumă în păr, am mai avut, zic, nu-i problemă. Lasă-o! Doamne, mai avem mult? Zic, bă, nu se poate așa ceva, cum? Am mai stat un pic, am mai stat, bă, zic, bă, nimic, n-am schițat un gest. Și zic, Rudă, dar ce e în cap, tu? Ce? Ai ceva de la pasăre, de la... Unde, mă? Să mor tu! Să mor eu! Ce am? Ai pasă de Disney, fost tu! Po, bune, am mai stat un pic, stai, că eu nu m-am spălat pe dinți astăzi. A scos periuța nebună și-a dat în cap, a luat pasă de dinți și s-a spălat pe dinți în mașină. Doamne, mie, care îmi trec toate tâmpenile prin cap, posibile și, posibile și imposibile, nu-mi venea treaba asta prin cap. Nu s-a supărat, nu a deranjat-o că am făcut gluma asta, bună sau proastă. Mie mi s-a părut o glumă bună, poate pentru ea cumva e deranjat. Dacă dădeam Loreț, de exemplu, în ghilimele, cu pastă de dinți în cap, păi îți dau cuvântul meu de onoare, cred că și acum era agățată în mașina aia așa, cu 100 de cuțite, 50 de fiare și 16 pistoale la ea. Ai chiar eu? Show me my Facebook. It's okay, I'm good. De când ne punem un pic mintea cu ei, tăvălim, știi cum? Draci, apă vină mejul ăștia. Aoleu! Aș fugi cu tine în Egipt, pe la piramide, să te plimb, să fii faraon și tu regină și iubirea să sănici. Mare frumusețe ești iubirea mea, sărutul tău este dulce ca mirea, oriunde apar să fii de vrea. Please, stop, stop! Uite-l pe ăsta cu antena, dacă face direct pe el, călare. Norocul, că am busola mea norocoasă aici. Please, 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 Cruduța, please, 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 ca o pisică, please, 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 până când please, please, și-a dat seama că dacă zici please, please, ne bagă în portbagaj. Mamă, ce cumpănă! Da, au! Și Adrian lovește. Bine, Adi! Ești super enorm! Tu mă oboseai pe mine! La apărare e mai bine! Așa, ok! Scuze. Hai să-l chiar, dă! Sparta! Bun! Hai, Ana, trage! Avea strategie, tot timpul trăgea de praștia aia în stânga și în dreapta ca să mă facă pe mine să, să mă deplaseze. Bine, poantă, dar ce e important este că te termin psihic. Da, nu știu de ce am această miză retardă.
se lua atât de în serios și era disperat și mie, pentru mine era un deliciu. Eu știam exact de unde trag, dar pentru mine a fost simpatic să mă amuz cu el. Hai, Anuță! Ea, și Ana trage bine. Hai să intre. Băi, deci pietrele astea... Hai! Bine, Tele! Bun! Bun, Ana! Oho! Ah! Mamă! A apărat Bogdan, dar a tras bine Ana. Când ești fudul, da, Ana, trage Ana! Ce-o iei? Trage foarte bine, trage foarte puternic. Trag, fetito! Trag! Știu că trage mai bine decât mine, mai bine stau eu în apărare mereu. Ana e foarte bună la bătălie, e foarte bun țintaș. 2 minute! Scuza-mă! Da, a fost neașteptat, adică a fost ca la, nu știu, jocul ăla de copilărie când ți-ai dat mai mingea în față și ești foarte surprins. Am fost foarte surprins. Era peste tot, nu putea, adică se mișca mai repede decât mișcam eu praștia. It's ok. A luat-o în gât? Jo? Scuze! Ești ok? Stop! Eu mă gândeam doar atât, să-mi revin, că trebuie să-mi lupt. Jojo se transformă din acest îngeraș perfect într-un monstru la joc, deci n-ai cum. A fost pentru prima dată când am văzut-o pe Jojo așa și am înțeles foarte clar că pe ea nu oprește nimic. 3, 2, 1 și... Ana. Mamă, cum trage asta? Mamă! Adevărul adevărat este mai duc să trag cu pistolul des, dar nu am dat o praștie imensă. Nu, stai. Rewind. Ce faci? Mă duc să mai trag cu pistolul din când în când. E anger management. Tu vorbești serios? Da. Vedeți? Acum m-a enervat, curata. Hai că ți-am dat deja 3 jos. Când a început să vorbească, deci prima reacție a fost... Ok, mă bucur din toată inima că nu s-a proba asta. I was a natural born katakali. And I can't speak that much. Ruby parcă era un morcov, cu ochi. I can speak for days. A one, a two. Fața lui Ruby. Ruby era portocalie toată. Era portocalie toată fața. Și trebuia să facă din noi cât mai fete. La un moment dat piscina, am uitat să dansez. Stăteam așa, făceam ca nebuna din ochi. Mă uitam la colegi, vedeam că râd. Adrian încerca el să fie grațios și să facă toate mișcările alea cu mâinile și el fiind la bază breaker, săritor, parcurist, complet altceva. Dar costumele! Așa-s campionii! Zice că a îmbrăcat clopotul să moară gică dacă te mii, boss. Era clopot ăla de Catedrala Neamului. Deci că la tumbre la invers. Dă-i tot, Adică, dă-i. No, that was not all. If you want more, you have to pay. Mulțumim și noi, Ruby și Robert. Thank you.
cum ai venit spre mine așa, mă? Să pleci, da. Mulțumim și noi. Thank you, kind people, Ginuța. Vă puteți retrage. Machiajul pe care l-au avut fetele a fost unul foarte haios și cred că ține și de fizionomia fiecăruia. Avea părul strâns, era doar fața, fața rotundă, gura așa strânsă, fuzii, ochii păcuți așa mari. N-ai cum. Mă țineam de gură și nu puteam să mă opresc de râs și știu că și Anca a bușit în râs și făcea... Da. Nu putea să abțină. Și iată, n-ai cum, probabil s-au văzut și ei în oglindă înainte să urce pe scenă. Cu doi dansatori indieni semănau Anca și Teo. Anca semăna cu Fiona. Chiar semăna cu Fiona din Shrek. Doamne, cu machiajul ăla. Cu machiajul ăla așa semăna. Și cum era îmbrăcată, ăsta e adevărul. Anca, iartă-mă, din suflet îți spun iartă-mă, dar ăsta e adevărul. Nu se face rău. Și arde. Era normal ca toată lumea să râdă, pentru că eu sunt actriță de comedie. Era mai grav dacă începeau să plângă. Absolut savuros, savuros. Boante și Cocuța cred că au râs de invidie. De faptul că noi eram atât de buni dansatori. Și gelul care eu aștept pe ultima. Deci nu cred că aș fi avut putut avea. Eu sunt un om... Ok. Prezența mea cu Morodan în această emisiune este dovada clară, palpabilă a universului că eu sunt un om foarte, foarte norocos. Eu n-am întâlnit om mai norocos decât mine. Nici o lua de arba, mă. Pentru mine asta e expresa însemnat... A însemnat să-mi înțeleg cea mai profundă problemă mea și anume nevoia de validare. Am pus nevoia asta de apreciere din partea oamenilor, o transformam în... cumva fals într-o bunătate a mea. Eu sunt convins că am bunătatea aia, dar aș vrea să o exploatez într-un mod mai autentic. Psihologii la care am fost mi-au sugerat-o subtil, dar m-am făcut că nu înțeleg. Eu faptul că am înțeles asta... Nu știu, mi-e suficient. De ce ai dat-o mie în p***e? Hai că o iau pentru că mi-a alunecat din gură în p***. Cum să-mi împingi de jos, în sus, pe gât, în jos? Ce să fac? The which one? I'm a f***ing lady, I cannot... What the f***? Ce p***? Trebuie să facem? Deci vrei să bei p***a sau nu? Nu, vreau să rămân babă pentru totdeauna. L-ai băut? Această probă este infectă. Infectă, te face cu nervii corect. Telefon, calmează-te. In 10 minutes... Montați! În căruciorul... Eu nu pot să am nimic de zis, că e brusc, e isterie, proastă și de post. De eu oricum, de acum ai simți nevoia să urli la mine, nu se iau personal, numai să nu-mi spargi vazele de pe la birou, că te crap. Nu, bye. Bye. Asta mai trebuie, care să mirule în cap. Please, I'm begging you. Please, I can't do this any longer. I've been going to like 10 houses. It's horrible. Please have us here, please. Please help. Please. Deșpan, așa. Ne-a plăcut. Acum, gândindu-ne înapoi, și momentele în care simțeam că nu mai putem. Ne-am dat seama că de câte ori ziceam că nu mai putem, de fapt mai puteam. Și o chestie super mișto. Bă, dar e inuman, mă, să pui să mănânci atâta! Trebuie să o concentrez.
cât de greu poate să fie. Au! Ok. Așa ne învață Biblia, să întoarcem obrazul, Ana. Psihicul meu era și așa fragil și când ai ceva fragil, nu-l iei în p***a și-l faci așa în mașina de spălat rufe, îi pui mileu pe televizor. Asta vreau să se înțeleagă. Nu mai pot! Cu picioarele înainte, mă rog. Că m-am omorât emisiunea. Voi sunteți prima echipă! Yeah! Ai! Mă rog, dar ne odihnim! Dormim! A fost foarte mișto. Și nu-mi pare rău de nicio secundă. Și pentru mine, și cred că și pentru Ana, Asia Express se termină cu un paradox. Acum că am plecat înapoi acasă, nu ne mai pare deloc rău că am venit.